Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit, bine v-am regăsit la un nou tutorial. Un tutorial foarte, foarte important pentru toată lumea, pentru cei care aveți PC-uri, dar și pentru cei care aveți laptopuri. Acest program se va ocupa de Windows-ul nostru, de hardurile noastre, de curățirea în totalitate a sistemului nostru, ceea ce îl va face mult, mult mai rapid. Deci, avem o grămadă de chestii de făcut să ne îmbunătățim oarecum viteza la PC-ul nostru, dar în același timp este foarte important ca acesta să fie curat. Bineînțeles, curat și la interior, adică să nu avem plin de praf acolo și gângănii și păianjeni și toate alea, pentru că asta îngreunează ventilația, asta va încălzi toate componentele din PC și asta iar nu e bine. Un PC cu cât e mai rece, cu atât va lucra mai bine. Cui îi place căldura dacă e până acolo, nu-i așa? Deci, hai să vă arăt programul, despre ce program este vorba. Este vorba despre Slim Cleaner. Asta este Slim Cleaner Plus, dar avem posibilitatea să descărcăm Slim Cleaner normal. O să vă las și... deci dați click aici, eu nu o să-l mai descărc, l-am mai descărcat încă o dată. De fapt, de două l-am descărcat, am descărcat și Plus și Free. Mare diferență, mare diferență nu este și nu știu, poate că s-ar merita prețul ăsta dacă ar fi pe viață, adică îl cumperi și da, costă $30. Să-l cumperi și să-l ai definitiv. Dar chestia e că îl ai limitat. Odată ce e limitat, un an de zile, să fim serioși. Lasă-i încolo, îl folosim free. Bun, haideți să vedem cum se instalează programul. Sper să vă las link. Dacă uit să vă las link, slimcleanerscrieți.com în browser și primul rezultat va fi acesta. Hai să vedem. Trecem să instalăm programul, yes, agri, dăm, se vor mai descărca câteva, de fapt ăsta e un executabil de instalare și el acum se instalează. Mai descarcă câteva chestii de pe internet și aici nu durează mult, acum depinde, în funcție și de internetul pe care l-aveți voi. Și dăm finish și el va porni automat, dacă nu vreți să pornească automat, debifați de aici și nu va mai porni automat, dăm finish. Așa, și acum să luăm un pic la puricat. O să luăm la puricat. E, nici chiar la puricat. Vom trece și un pic în mare peste el, să nu fac un tutorial de 3 sferturi de oră, că nu știu dacă e necesar. Settings. Mergem numai de la settings. Aici, dacă vreți să pornească acest program odată cu Windows-ul, nu vă rămâne decât să bifați în partea asta de unde scrie Run on Windows Startup. Adică când pornește... Deci asta înseamnă startup. Când pornește calculatorul, să pornească și programul respectiv. Și în rest, ia să ne... aici la Shuddle, dacă vreți, bifați aici și vă alegeți ziua, dacă vreți în fiecare zi să scaneze, să curețe, sau aveți posibilitatea doar să scaneze și în caz că găsește ceva, el vă anunță, adică scanează și voi mergeți manual să curățați. Cred că e cel mai bine așa, să dați automat, dacă vreți, să dați să scaneze, și apoi voi să dați să curățați manual, adică să vedeți ceea ce curăță și așa mai departe. În caz că vedeți ceva cu nu e în regulă, dar nu prea aș crede, pentru că e un program destul de bun. Deci aici vă alegeți voi cum credeți și ce credeți, vă alegeți daily, dacă vreți o dată pe zi, da? Sau o dată pe săptămână. Dar aici avem posibilitatea să punem o dată la 2 zile, sau la 3 zile, sau la 4 zile, sau cum vreți voi. Așa. Și aici ora la care el să facă treaba asta. Și bineînțeles, aveți posibilitatea să bifați și aici, ia să vedem, weekly, da? Și atunci, în ce zi din săptămână vreți, adică aici e săptămâna și în ce zi din săptămână vreți. Vă puneți, vă alegeți ce zile vreți voi, da? Dar în același timp, dacă puneți pe day, aici aveți posibilitatea în fiecare zi, la 2 zile, la 3 zile, la 4 zile și aveți până la 200 și ceva de zile. Ia să vedem, până la 256 de zile. Ok. Eu nu o să fac treaba asta, o să las și o să folosesc când am eu nevoie, da? Și dacă vreți de aici puteți să dați, dați save, dacă ați modificat ceva, dați save și asta este. La clean, la cleaner, cum vreți să fie, da? Spun să lăsați pe standard și only remove temporar filele sunt 24 de ore. Să șteargă filele la 24 de ore, fișierele temporare, ceea ce e un lucru foarte bun. La cookie, iarăși, dacă vreți, cloud aver, register, mă rog, aici mare lucru nu avem. Așa, hai să ștergem, să ieșim de aici și să vedem acum, cleaner, Windows, aici este vorba de Windows, adică tot ce avem, history, să șteargă history, să șteargă tot ce avem, ce am folosit noi, temporar folder, recycle bin, să șteargă tot, memory dump files, log files, deci foarte simplu, lăsați așa cum este pe default, dați analize,
el va analiza și îi dați clean. Yes. Și mi s-a oprit browserul pentru că eu aveam browserul deschis, mi s-a închis pentru o fracțiune de secundă și acum, deci a analizat, a curățat, deci acum sistemul nostru este curat. Mergem mai departe, la aplicații. Aici la fel, ce aplicații avem noi? Cele mai importante aplicații, putem să le dăm la fel analizare și aici avem niște reziduri, dăm clean, yes și așa mai departe. Eu vedeți că o să vă întrebe dacă... Dacă vreți să curețe, eu am debifat partea aia de acolo și adică am bifat ca să nu mai întrebe de fiecare dată. Deci aveți jos o căsuță în care dacă bifați nu să vă mai apară tot timpul anunțul că vreți să curețe și nu știu ce. Bifați și voi acolo și o să fie în regulă. Adică nu aveți de ce să vă anunțe tot timpul să vă întrebe. Vrei, ești de acord și atunci să dai yes. Nu, bifezi acolo și gata, nu mai ai treabă. Când ai dat s-a și făcut treaba. Eu pentru că întotdeauna mă grăbesc. Nu am timp să stau să le răspund lor la întrebări și mă rog, acum înțelegeți voi la ce mă refer. Mergem la browser. Aici avem browserele, dar nu știu din ce cauză nu mai apare Opera. Avem și versiunea, de exemplu, Slim Cleaner Plus. La versiunea aia aveam și browserul Edge băgat aici. Culmea, în acesta nu mi-apare, cu toate că nu-l folosesc, deci nu mă interesează. Dar iar culmea că nu mi-apare Opera. Iar e un lucru ciudat. Așa. Aici, la fel, dăm să analizeze și putem să ștergem tot ce am folosit noi în browser. Deci dacă vrem, putem să mergem și la browser history și tot ce am salvat în history și dacă vreți și parole, atunci și parolă salvează. Deci ați văzut, programul e foarte, foarte simplu și să vă mai spun o treabă. Dacă mergeți la cineva la calculator și v-ați făcut voi treaba de acolo și v-ați logat cu contul vostru și alea, când plecați, înainte de a pleca, instalați rapid programul ăsta, ați văzut că se instalează foarte, foarte repede și bifați aici și dați, deci browser cu care l-ați folosit voi, dați tot, bifați toate și atunci dați analize și el a analizat, a șters, după aceea ați dat clean și gata, nu mai aveți nicio urmă pe acolo pe unde ați umblat voi. Aici e în special pentru Zippo, o chestie care am vorbit eu cu el, cred că știe despre ce este vorba. Aici acum avem Advanced, de fapt așa mi-a și venit ideea asta cu acest program, exact pentru mai mult pentru a șterge urmele dacă ai fost undeva într-un la cineva la calculator. Aici lăsați tot așa, dați analizare, la registri la fel și eu zic să nu mutați nimic, să nu mișcați nimic de pe aici, să lăsați așa cum este, pentru că este bine cum e făcut. Mergem la Optimize, da? Optimize. Hai să fiu, că după aceea mă criticați. Îmi place faza asta de sus, că mi-arată procesorul, cât este folosit din el și în același timp îmi arată și memoria RAM. Deci 39% din memoria RAM și 15-16% din procesor este folosit în momentul actual. Cu toate că am și programul de captură și uite, am și acest program. Deci acest program practic nu consumă mai nimic. Și hai să vedem. La Optimize aici, ce vrem noi să facem? Deci, services, asta înseamnă că analize personal include recommendation, hai să dăm de exemplu, nu-mi dă voie, ce are? Fiți atent că nu-mi dă voie să umblu aici, mă rog, nu vrea, aici nu-mi dă voie, dar cum așa? Mă rog, nu vrea să-mi dea voie, probabil din cauza că folosesc o versiune free, asta este, ia aici acum văd. Îmi arată și componentele mele, probabil dacă de aici îmi va arăta tot ce am eu. Mergem la software. La software aici este foarte simplu. Ce programe vreți să dezinstalați, alegeți programul respectiv. Bandisoft, ia uitați, un install, remove și un install. Hop, close. Gata. Sunt unele programe care nu vor să se dezinstaleze din sistemul nostru, deci cu încăpățânare, domnule, sunt unele programe care nici cum nu vor să facă chestia asta. Uite că puteți face și din acest program. Deci știți, avem acea chestie din control panel unde putem să dezinstalăm, vai de mine cât mă întind. Și mă rog, asta este, nu uitați să dați și voi un like, share și subscribe. Dar avem acest program și acesta sper să curețe, adică să nu mai avem probleme. Avem și update-uri, deci application, dar nu-mi dă, software list, nu-mi dă update-uri la niciun program, mă rog, mergem mai departe la browsere și aici vedeți, avem Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, da, Opera nu mi-apare, Safari nu l-am oricum și Opera mi-apare ca și cum nu știu l-aș avea, cu toate că este deschis. Poate din cauza că este deschis, mă rog, nu știu. Aici ce vrem noi? Extension,
ce extensii avem, plugin, restore, dacă vrem să restaurăm, adică să facem de la început și așa mai departe. Aici avem deci browserele, aici mare lucru nu avem, mergem la these tools, da? Ia stați așa, la cleaner, asta v-am arătat. Mergem la these tools, pentru că aici avem ceva destul de interesant. Aici putem să dăm o analizare la discuri, apoi avem disk wiper, nu ne interesează, dar hai să lăsăm asta. Avem inteligent de frag, așa. Deci eu am și SSD-ul, am și hard disk. Pentru SSD, dacă vedeți, avem analizare și optimizare. Ei, la hard disk, hai să ne schimbă un pic treaba. Avem analizare, da, quick optimize, adică să treacă rapid, la un SSD se mișcă foarte rapid și nu durează mult această analizare și această optimizare. Pe când la un hard disk s-ar putea să dureze ceva mai mult. Ori un full optimize, aici durează ceva mai mult, dar așa ar fi indicat. Adică ai dat, își face treaba tot până la cap, adică nu trece doar peste. Când dați quick optimize, aici trece așa rapid. Brum, gata! Adică ceva light așa îi face. Deci sfatul meu este, dacă aveți hard disk, să faceți exact, îi dați analizare și apoi full optimize, da? Sfatul meu. Și să așteptați. Cât durează, atât durează, dar măcar știți că vă face hard disk cu partiția, vă face cum trebuie. Bun. Duplicat file finder. Aici să vă găsească fișiere, deci programe, drivere și foldere, dacă aveți duplicate, adică două fișiere identice. E bun și pentru driver. De exemplu, aveți un driver instalat peste celălalt, știu eu cum, atunci el vă va găsi și va șterge, bineînțeles. Dacă dați next, da, eu n-am așa ceva, n-are rost să mai pierd timpul cu asta. La Windows Tools, aici este simplu. Ia uite ce frumos face asta. Aici este simplu, foarte, foarte simplu. De exemplu, avem System Properties, avem System Information, Device Manager, Security, Control Panel și haideți să vedeți cum arată. Arată exact ca și cum am vrea să deschid, doar că avem o scurtătură. Dacă tot avem acest program, s-au gândit să bage și aceste câteva scurtături. Aceste scurtături fiind, deci aceste lucruri, avându-le chiar și în bar. Adică le scriem și le căutăm și pac, pac, am ajuns la ele imediat. Dar asta este, e un lucru bun. Și avem și disc de frag, de fragmentare și la hard disk-uri iarăși este bine, de exemplu unde aveți hard disk-uri, da, să-i dați optimizare, să-i dați de fragmentare, asta este foarte bine, mai ales la hard disk-uri. Deci ați văzut, cam asta avem în acest program, aici deja e, nu ne mai interesează, dar stați așa, la, aveam undeva o chestie, vreau să vă arăt, nu știu dacă mai mi-apare, la update aici trebuia să mi-apară, dar nu mai mi-apare, nu știu. Intrasem pe celălalt, pe versiunea Plus. Ok. Deci ați văzut, este un program foarte bun, foarte util. Sper să-l folosiți și voi. Sper să-l folosiți cu încredere și bineînțeles vă aștept pe rubrica de comentarii să-mi spuneți cum vi se pare acest program. V-am spus, folosind un astfel de program, PC-ul vostru se va mișca mult, 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 mult mai bine. O să rămâneți chiar surprinși de cât de bine se va mișca. De aceea vă spun să folosiți un astfel de program, chiar este indicat și bineînțeles vă aștept în rubrica de comentarii să-mi spuneți dacă ați simțit vreo diferență folosind acest program. Dragii mei, deci cam asta a fost, așa că până data viitoare să ne reauzim cu mine și v-am pupat. Pa, pa!